găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Nicolae Dobrovici Bacalbașa, deputat din partea Partidului Social Democrat. Galați, bine ați revenit alături de noi, domnule deputat! Sunt română, hai să spun ceva! Vă rog! Eu nu am mandat de a expune anumite puncte de vedere sau de a da răspunsuri la întrebările pe care o să mi le pui din partea partidului. Sigur că partidul are purtătorii săi oficiali de cuvânt. Eu poate o să-mi expun în momente grave pentru România și în momente dureroase pentru poporul român, pentru buzunarul și farfuria cetățeanului român, puncte de vedere a unui om de o vârstă relativ avansată, care a trăit cu ochii deschiși în această țară, care a trăit cu ochii deschiși în această lume și care, nefiind excesiv de trăit, a înțeles ce și cum și cum stau lucrurile și sigur că din acest punct de vedere sunt mult mai liber să vorbesc decât din punctul de vedere a unui partid care chiar dacă se luptă pentru binele național al românului, nu are, din păcate, în această lume strâmb făcută, libertatea să își dea drumul la gură și să spună întregul adevăr. O precizare importantă, domnule deputat, și având în vedere situația delicată prin care trece România, este o precizare care are sens și care se leagă cu filmul actual. Adică de sub cizma altuia trebuie să vorbești foarte atent și un partid nu poate vorbi ceea ce vorbește un individ. Haideți să atacăm atunci, dacă tot vine vorba de situații delicate. Atacăm subiectul vizitei domnului Franz Timmermans la București. Acolo s-a pus problema felului în care România evoluează în cadrul Uniunii Europene și au fost oameni care au fost deranjați de observațiile președintelui, prim vicepreședintelui Franz Timmermans și au spus, bun, dar Europa practică mai departe dublul standard. Da, Europa... Noi, de ce trebuie să ne aliniem standardului comun? Uniunea Europeană este o încercare de sistem colonial în beneficiul Germaniei cu colaborarea Franței, să nu uităm că francii, aristocrația Franței, era un trib germanic și sigur că antipatia dintre Franța și Germania, care a însemnat două războaie mondiale, a însemnat și o colaborare în al doilea război mondial între Franța, guvernul de la Vichy a mareșalului Pétain și Germania, care unora le părea o posibilă învingătoare în acest război pentru hegemonia europeană. Și iată că după 70 de ani hegemonia germană este un fapt. Hegemonia celor cu care se disputau germanii se pare că este simultană cu hegemonia germană. Au dat la pace. Există niște popoare care au fost ocupate, care au reacționat diferit. Olanda a fost înfometată de nemți în 44-45, pentru că la un moment dat, când aliații au încercat să debarce în sudul Rinului și să intre în Germania prin Olanda, olandezii au sprijinit. Iată că Olanda la ora actuală, o țară care de fapt e un fund de mare perfect inundabil, fără bogății, fostă putere colonială care a exploatat nemilos alte popoare în cadrul unui regim colonial, este asociată. Danezii, care sunt de fapt un land german vechi, că de-aia e Mark, Danemarca. Marca e un land,
o zonă. N-a uitat ocupația germană și la ora actuală, dacă te duci în Danemarca, știu toți nemțește și refuză tot să vorbească. Deci asta e realitatea. Și aș vrea să evoc aici pe șeful meu, doctorul Crivda, primul meu șef și cel care m-a învățat anestezie la Spitalul Panduri și chiar mi-a spus principiul fundamental al comunismului. Și principiul fundamental al comunismului era scoală tu să șed eu. Acum îmbătrânind, am înțeles că ăsta nu e numai principiul fundamental al comunismului. Deci ar trebui să fie doar al comunismului. Principiul fundamental al funcționării lumii. Deci domnul Timmermans este, sigur, omul nemților și omul hegemoniei germane în această comunitate europeană, este în al doilea rând olandez și interesul lui este să bată portul Constanța în favoarea portului Rotterdam. Și portul Constanța, sigur că este o excepție curioasă, pentru că ne-au luat ăștia tot, domne. Vreau să spun că Rothschild, știi ce înseamnă Rothschild în traducere? Ce înseamnă în traducere? Scutul roșu sau steaua roșie. Ei, marele bancher americano, ce-o mai fi, Rothschild, a spus dați-mi sistemul bancar a unei țări și nu mă interesează cine este președinte. România nu mai are bănci naționale, jumate din pământul românesc e al străinilor, subsolul nostru am fost obligat să-l dăm. Transportul tuturor surselor de energie am fost obligat să-l dăm. Cu alte cuvinte, noi n-am putea face Combinatul Brexit, nu? A venit băiatul ăla simpatic pentru care se face acum nu știu ce proces că a venit aici să îi ridice mingea la fileu lui Ponta. Dar de fapt șmecherul ăla din Anglia a spus dați combinatul nouă prin indieni că altfel nu vedeți nici pe din ce ați vrea să fie supraviețuirea noastră. Nu știu cât a fost avantajul nostru să intrăm în niște structuri mult mai complexe în care ci că suntem foarte mândri că am intrat. Dar am intrat ca să nu fim beliți, nu să fim protejați, ca să nu fim beliți. Înțelegi? Pentru că, de fapt, ca să înțelegi foarte bine, că nu că am eu ceva cu nemții. Sigur că nemții sunt stăpânii noștri, dar englezii în secolul XIX, anii 1800, erau o mare putere industrială textilă. Dar aveau o problemă cu India, colonia lor, unde femeile țeseau acasă. Înțelegeți? Aveau război de țesut și făceau niște textile extrem de performante. Știi cum s-a rezolvat? Ce-au făcut? La toate femeile indiene le-au tăiat degetul arătător ca să nu poată lucra la războiul de țesut. Și ăsta nu e delirul lui Bacalbaș, asta e istoria mondială scrisă de Jawaharlal Nehru. Când era în pușcărie la englezi, până să ajungă președintele Indiei Libere și care a scris o istorie pe care am citit-o și eu în engleză pentru fiica sa Indira Gandhi în căsătorie. Domnule Bacalbaș, deci cam așa se face istorie. Ca atare, există un dublu standard. Și acest dublu standard privește pe tot ce în 89 a devenit. Din supuși ai comunismului sovietic, supuși ai Occidentului. Păi când așa în 89 brusc toate țările au schimbat? Ce au schimbat? Non-violent. La Cehi a murit unul singur, care până la urmă s-a văzut. A fost catifa peste tot. Nu. Mai puțin la noi. Ăla care a murit era, de fapt, nu era mort, era un ofițer de securitate cehi coordonat de KGB. Înțelegi? Care făcea pe mortul. La noi trebuiau să moară 60.000 de oameni. Ei, le-am stricat norma.
Au murit numai vreo 1500. Pentru că fostul șef al securității, care acum a murit, învățător ca formație, având toate informațiile că am avut un spionaj foarte bun, a înțeles că nu are rost să ne opunem și a evitat războiul civil din care trebuia să pierdem și 60.000 de oameni și Ardealul. Iar acum a venit băiețașul ăsta care cică e socialist, Timerman. Deci ăsta e socialist cum sunt eu, popă. Înțelegi? Ăsta este, de fapt, nu reprezentantul socialistului, ci reprezentantul intereselor germane. Și toate aceste țări, Polonia, vor acum să-i taie gâtul. Da, activarea deci, articolului 7. Ui, pe cine l-au putut să intre în gașcă cu nemții? Și au încercat nemții să facă pace cu ei. În 40, când s-a dus adjunctul lui Hitler și s-a parașutat din avionul de vânătoare ca să facă pace separat. Anglia a mers pe mâna Americii din start atunci. Și merge și acum. Anglia a fost mai întâi de capul ei, după care a venit și America. Până la urmă, America a venit pentru că, de fapt, o anume elită nu știa cum să păcălească poporul american și să bage o Americă în care doar 8% erau dispuși să iasă din izolaționism, că era o țară cât un continent bogat, aveau. Da, și Pearl Harbor-ul a apărut când trebuia, aparent. Nu erau dispuși pentru dominație mondială. Da. Deci aia, cum să-i bage și să câștige dominația mondială? Ei, Anglia și-a luat jucăriile și-a plecat. Se numește Brexit. Da. Da. Ceea ce eu privesc cu simpatie. Dar noi am fi în stare de Brexit? Dăm după voie. Ce mi-ați enunțat cum toate sunt plecate de la noi? Eu, deci ei, Brexitul lor este în bara-bara cu americanii. Deci problema e bara, cu cine ești bara-bara. Înțelegi? Fără să te fure prea tare. Polonia. Polonia e o țară pe care nemții au ca început al doilea război mondial prin atacarea simultană de către Hitler și Stalin a Poloniei. Și sigur că Stalin a omorât 20 și ceva de mii de ofițeri polonezi. Numai că lumea nu prea știe ce fel de ofițeri sunt ăia. Păi ăia erau ofițeri cum sunt eu. Că și eu eram ofițer de rezervă. S-au căutat plus valorile intelectuale și morale ale Poloniei, deci că n-au fost toți ofițerii prizonieri omorâți, numai unii din ei. Și oameni din KGB, extrem de calificați, intelectuali, au identificat cu precizie cine sunt cei care ar putea fi nucleele de rezistență a poporului polonez ca polonezi și au împușcat în ceafă. 20.000 de oameni în pădurea Katynului. Ce se știe mai puțin? E că același lucru l-au făcut pe nemți și nemții. Deci tatăl meu era prieten cu un profesor universitar din Polonia, în domeniul lui, a cărui tată conferențiar a fost chemat împreună cu alți intelectuali din Polonia ocupată de nemți și împușcat. Înțelegi? Pentru că, de fapt, vroiau să ia toată osatura unui neam. Că oamenii care țin un neam nu sunt foarte mulți. Și dacă identifici, poți să transformi un popor într-o gloată. Ei, polonezii nu-i uită pe ruși, că de-aia există ura de sute de ani între ruși și polonezi, dacă te duci în Piața Roșie, și au disputat ei și teritorii. Vezi monumentul lui Minin și Pojarski. Ăla din Piața Roșie, ăla e de până anii 1500 aproximativ, când Polonia a ocupat Moscova și, mă rog, o revoltă populară condusă de un principe și un negustor a eliberat
ura dintre ei e veche tată de când. Dar și ura dintre nemți și polonezi e foarte veche. Așa că ia articolul 7 în felul ăsta. Cehii au refuzat orice bază străină. Noi am zis da, sigur. Cehii au zis nu, nicio bază străină, că nu avem chef să ne lovească rachete. Au o industrie care era mai tare decât industria. Că Cehia era o parte a Imperiului Austriac, care a devenit țară independentă în 1918. Cu zonă industrializată, cu un popor civilizat, cu tot ce vrei. Înțelegi? Ungaria. Zice, domnule, totuși Ungaria pentru unguri. România deocamdată zice da, să trăiți. Numai că România are obrăznicia să ceară ca relația ei cu Uniunea Europeană să se facă în virtutea unor legi de asociere. Adică noi cerem fair play? Nu, noi cerem respectarea legalității. Și știi chestia cu condorul? Condorul care suportă. Și micul pui zboară și el, micul pui în România. Și o întreabă, unde zbori condorule? Unde vrea, nu știu ce a mea. Ai înțeles? Deci, care legi? Care structură? Domnul ăsta cu bărbișon alb, care cică-i de la socialiști, n-avea niciun drept să se bage în legislația românească. Pentru că legislația nu face parte din acordurile de asociere. N-are treabă. Este un abuz grosolan și, dacă vrei, o agresiune. Normal, trebuia cineva să-i facă plângere penală. Dar scrisorile pe care le-au trimis ambasadele atâta timp... Păi, normal, trebuia tot plângere penală. Înțelegi? Împotriva domnilor ambasadori. Are cineva curaj? N-are. Bun. Acum, știi... De ce se produce chestiunea asta? Pentru că România încă e o țară bogată. Crezi că cineva s-ar fi ocupat de Irak dacă Irakul nu avea petrol? Crezi că cineva intra în Afganistan dacă Afganistanul nu avea metale rare? Știi ce este Kosovo? Kosovo este unul din locurile din lume unde se găsesc metale rare, extrem de prețioase pentru interese militare, cum se găsesc unde? La Roșia Montană, care n-are numai aur. Că aia pentru aur e pentru fraieri. Înțeles. Totul e pe bani. Ni se promite Schengen din 2019. Deci Schengenul este iarăși un furt ordinar. Am fost obligați să ne întărim frontiera. Schengenul ce este? Că poate lumea nu știe. Este o posibilitate de circulație a oamenilor și mai ales a mărfurilor fără control vamal. Ei, ni s-a spus, domnule, sunteți pe frontiera Uniunii Europene, trebuie să vă păziți foarte bine frontiera. Păi cum păzim frontiera? Păi bagă matale mâna adânc în buzunar și scoate $1 miliard sau de euro, uite, nu mai știu exact. Și cumpără matale din Germania produse tip EADS, care acum produce avioanele astea cu care se circulă. Și te dotezi foarte bine. Ei, a ieșit un scandal că au tras unii bani pe lângă interesul german ca atare și pentru interesele unor persoane politice și a unor persoane private. S-a sinucis nu știu câți politicieni și a zis cineva, gure, problema se închide. Hai, mai vrei ceva? Și după ce am rămas și cu, ci că fără Schengen și cu banii luați. Banii tăi, nu te râde. Îți banii tăi. Înțelegi? Ce să plângem? Cam asta e.
Ei, sigur că un partid nu poate să spună ce zic eu acum, subliniez ca persoană strict privată. Că discuția dintre noi este discuția în acest moment cu o persoană privată. Și cum văd eu? Păi, domne, eu într-un fel, sigur că sunt un mare amator de istorie și cunoscător de istorie. Și ce este acum s-a mai întâmplat. Numai că vezi că noi am fost sute de ani sub turci. Dar sub turci, tată, era cu totul altfel că sub turci. Legile s-au respectat. Turcii au promis că nu construiesc nicio geamie pe teritoriul nostru. Avem vreo geamie? Nu. Numai în zonele care erau enclave turcești, raiele. Dar altfel nu, n-au făcut niciuna. Și că nu vor permite stabilirea niciunui musulman pe teritoriul nostru. Acum vine Madame Merkel și zice băgați milioane de musulmani pe teritoriul vostru. Poftim? Poftim? Eu nu știu cum nemții ei o rabdă. Dar eu n-am ales-o pe Madame Merkel. Înțelegi? Nici n-aș alege-o. Dacă ar depinde de noi lucrul acesta, poate păi că... tocmai aici e. Că nu ce ați anunțat dumneavoastră până acum arată că România este într-un joc în care nu face regulile. Cu Galațiu? Păi, Galațiu este victima politicii Germaniei în materie de Dunăre. Să nu uităm. Deci au făcut comunicarea între Rin și Dunăre și își deplasează toată și nu se interesa să se deplaseze spre Marea Neagră și spre Galațiu, principalul port maritim de pe Dunăre. Și ca atare, când a fost reprimată Iugoslavia și făcută bucăți, România a scăpat. Încă. Înțelegi? Atunci, pe lângă bombardarea capitalei acei Iugoslaviei, care era a patra putere militară a Europei, că mă întreb ce au avut cu ea, uite ce au avut cu ea, au luat și au bombardat podurile. Dar știi cum au bombardat podurile? Nu la capete, peste Dunăre. Pe la mijloc, să nu poți circula. Pe Talveg se numește. Pe culoarul de circulație. Băi, dar asta e de mii de ani, de când există istorie, așa a fost istoria. Des și pe, că așa e lumea cu a ei tipic. Des și pe nimic, câinele cel mare, pe cel mic. Numai rar se întâmplă și de mirare, câinele cel mic mușcă pe cel mare. Dar aceasta numai atunci când câinele cel mare este prost și blând. Câinele cel mare nu este la ora actuală în raport cu România nici prost, nici blând și, după părerea mea, nici onest. O încheiere cum nu se putea mai potrivită pentru ediția de astăzi a emisiunii, domnule deputat. Mulțumesc! Deci, încă o dată, emisiunea asta este privată, nu e în calitate de deputat. E în calitate de om care a trăit în această țară și care ține la ea. Încă o dată, să reflectăm. Făcând abstracție de obligațiile partidului meu, care caută să facă ce se poate pentru români, cât îi se permite. Că ai văzut că este hăituit mai rău ca hoții de cai. Vizionare plăcută în continuare, domnilor și domnilor, și timp de reflecție. La revedere!